Conexiune istorică. Spiritul unui creștin. Partea a doua. Dacă consider că fratele tău te-a rănit, du-te la el cu bunătate și dragoste și puteți astfel ajunge la înțelegere și împăcare. Când ne confruntăm cu un păcătos, trebuie să fim mereu conștienți că avem de-a face cu Hristos în persoana Sfinților Lui. Du-te la fratele tău despre care crezi că greșește și vorbește cu dragoste în particular. Dacă reușești să rezolvi problema, l-ai câștigat pe fratele tău fără să-i expui slăbiciunile morale, iar înțelegerea dintre voi a acoperit o mulțime de păcate de privirile altora. Nu este nevoie ca alții să știe despre dificultățile voastre și astfel să fie vigilenți și să urmărească cu neîncredere tot ce poate face cel despre care consider că păcătuiește și să-i judece motivele dintr-o perspectivă greșită. Tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Dacă păcătosul se pocăiește, datorită bunătății și mustrării tale iubitoare, a fost îndeplinită o lucrare pentru eternitate. Este mare nevoie să ducem la bun sfârșit indicațiile lui Hristos, acționând conform cuvântului stăpânului nostru. Asta înseamnă să trăiești legea lui Dumnezeu. Comportându-ne astfel cu frații noștri, putem lăsa o impresie asupra altora care nu ni se va șterge niciodată din minte. Poate că nu ne putem aminti toate actele de bunătate pe care le-am făcut. Ele pot să dispară din memoria noastră, dar eternitatea va scoate la iveală în toată strălucirea lor fiecare acțiune făcută pentru salvarea unui suflet, fiecare cuvânt adresat pentru a-i mângâia pe copiii lui Dumnezeu. Aceste fapte făcute de dragul lui Hristos vor face parte din bucuria noastră pentru veșnicie. Atunci când urmăm față de frații noștri un traseu care nu implică bunătate și amabilitate, urmăm un traseu necreștin. Trebuie să dăm dovadă de amabilitate acasă, la biserică și în interacțiunile noastre cu toți oamenii. Dar în special, trebuie să dăm dovadă de înțelegere și respect față de cei care își dau viața pentru cauza lui Dumnezeu. Trebuie să exercităm acea dragoste prețioasă, care suferă îndelung și este blândă. Nu invidiază și nu se laudă, nu se îngânfă și nu manifestă indecență, nu caută să-și satisfacă propriul interes, nu răspunde cu ușurință la provocări și nu gândește niciun rău. Dumnezeu vrea ca slujitorii lui să manifeste cea mai bună variantă a lor, atât acasă, cât și în societate, iar acolo unde Iisus domnește în inimă, acolo va fi și dragostea scumpă și noi vom fi blânzi și sinceri unul cu altul. Este nevoie de o veghere specială pentru a păstra iubirea vie și inimile sensibile față de binele care există în inimile altora. Dacă nu veghem asupra acestui lucru, Satana ne va infecta sufletul cu gelosie, ne va pune ochelarii lui la ochi, ajungând să vedem acțiunile fraților noștri într-o lumină distorsionată. În loc să ne privim critic frații, ar trebui să ne întoarcem privirea asupra noastră și să fim gata să descoperim trăsăturile neplăcute ale propriului caracter. Pe măsură ce avem o înțelegere reală a propriilor greșeli și eșecuri, greșelile altora vor deveni nesemnificative. Satana este acuzatorul fraților. El stă cu ochii după fiecare greșeală, indiferent cât de mică, astfel încât să aibă ceva ca să formuleze o acuzație. Stați departe de Satana. Este adevărat că nu trebuie să dăm nicio ocazie pentru critici. O izbucnire iritată, de moment, un singur răspuns arțăgos, lipsa polității și amabilității unui creștin manifestată în chestiuni minore poate avea ca rezultat pierderea prietenilor și a influenței. Dumnezeu vrea să manifeste cea mai bună variantă a ta, indiferent de circumstanțe, în prezența celor care îți sunt inferiori, precum și de față cu cei care îți sunt egali sau superiori. Trebuie să fim urmașii lui Hristos tot timpul, căutând onoarea Lui, căutând să-L reprezentăm corect, în orice fel, astfel încât să fim o lumină în lume.
aducându-i laude celui care ne-a chemat din întuneric pentru a ne bucura de lumina lui minunată. Nu trebuie să ne înălțăm propriile opinii mai presus de ale altora. Dacă ideile noastre sunt superioare față de ale altora, acest lucru se va arăta fără să depunem vreun efort special. Oamenii cu discernământ își vor da seama și vor aprecia asta și vom primi creditul la care avem dreptul. Dumnezeu ne invită să venim la El pentru înțelepciune, astfel încât să poată fi revărsată influența rapidă a Duhului Sfânt și asupra altora, nu influența opiniilor noastre înalte. Trebuie să venim la Dumnezeu ca să primim harul Lui pentru a-L preamări și onora, nu ca să ne lăudăm pe noi, ci ca să fim capabili să împărtășim cu cei din jur imbolduri noi și nobile. Dumnezeu ține cont de tot ce facem și spunem atunci când căutăm să educăm oamenii să-și înalțe inimile spre El cu recunoștințe și laude. Renunță la sine și lasă-L pe Iisus să apară ca fiind singurul cu totul minunat. Trebuie să căutăm să trăim doar pentru slava Lui, nu ca să ne laude oamenii. Trebuie să căutăm să facem lucrarea lui Dumnezeu cu toată smerenia, cu blândețea și umilința inimii. Să lucrăm cum a lucrat și Hristos, iar îngerii vor veghea asupra noastră și vor purta veștile credincioșiei noastre față de Dumnezeu și oameni până la curțile luminii. Iubiții mei tineri, apropiați-vă de Hristos și lăsați-L pe El să vă conducă viața, pentru că este minunat atunci când suntem cu El. Fiți binecuvântați, Domnul cu voi!